Salut și bine te-am găsit. Vom juca pe telefon astăzi Nuclear Day. Cam așa se prezintă jocul. Au un game, continue și load game. La setting ne duce pe Discord, pe Patreon, pe YouTube și pe toate playerile astea, ceva de genul acela. Am încercat să dau sunetul jocului un pic mai încet, dar din păcate nu se poate. O să dăm și noi new game. Și ne zice no radio silence, explore the shelter, avem acolo o ușă. Nu putem să facem mare lucru. Ne ajungem la workbench și pentru a repara ne cere ceva. Deci noi trebuie să ne ducem să... Și am găsit acolo, am găsit mâncare, apă și quest item. O să zicem și noi că le-am luat. Ok, avem un telefon și niște sărtărașe. Căutăm prin ceva gunoi. Pare destul de interesant jocul, mai ales că poți interacționa direct cu acesta. Iarăși o grămadă de gunoi. Sper să găsesc itemul să mă duc să repar bancul de lucru de mai devreme. O să dăm și aici take all. Și avem aici o sobă, deci putem să ne încălzim. Ce mișto e chestia asta, că am găsit soba. Dar canapeaua asta arată groaznic, trebuie să facem ceva cu ea. Și asta aici zice că sunt mucuri, nu știu de ce, și ala zice că sunt mucuri. Se comportă destul de ciudat personajul. Dar... nu am găsit, din nefericire, nu am găsit banda aia de izolări. Aici avem un calendar. Cred că asta mă reprezintă ziua întâi. Ok, acolo avem... haine și am mai găsit noi acolo... Bun, haideți să reparăm bancul de lucru prima dată. Să vedem că după aceea trebuie să facem ceva pentru a putea să respirăm mai mai ușor. Ok. Bună, weapons. Equipment. And make gloves. Deci avem o grămadă de treburi de făcut, dar ni se zice să facem totuși o mască. Ok, cred că în asta simplu, că nici nu pot să-mi dau seama altceva ce ar trebui să facem, nu? Am făcut-o. Și unde o găsim? Go to the grocery store. Ok, unde e acel grocery store? Grocery store, deci acum că am făcut masca, ce chestie? Am făcut masca și putem să ieșim afară. Ce vom da? Take all. Ok. Dar inventarul nostru este plin. Și vom merge înapoi la bunker. Nu am știut că inventarul este limitat. Așa că mergem înapoi la bunker și cred că pe undeva pe aici, nici nu știu. Trebuie să punem toate chestiile, da? Și mă gândesc că aici în ăsta am putea să
să le lăsăm pe toate, dar o să luăm la noi, pentru orice eventualitate, o sticlă de apă, o să dăm take, și o conservă și o bucată de pâine. Deci, am zis asta, asta și o bucată de pâine. Pe restul le lăsăm acolo, nu are rost să le luăm cu noi. Acum problema este, o să dăm o dată use, o să mâncăm și ciorba și o să bem și apă. Și acum putem să mergem afară liniștiți. Stăm bine, dacă mai găsim ceva mâncare, vom mânca. Nu vom mânca acolo la grocery stores. Aici dăm travel. Destul de interesant joculețul, pot să zic. Sper să vă placă și vouă și dacă vă place, nu uitați și voi de butonașul ăla de like. Ok, o vitrină spartă, ceva salam și încă o chestie. Dar e bine că încă o găsim, deci găsim alimente și găsim chestii care ne trebuie să uitați aici. De exemplu, am găsit scoci și cuie. Mișto, mișto. Apa, uitați câtă apă am găsit aici. Bună apa. Ok, bine, bine de tot. Am găsit și asta cred că e energy drink. Ok. Dar găsim apă în continuu, ceea ce este de bine. Și aici avem un. Deci asta ne spune că el nu a. Nu și-a dat seama că va fi, cred că orașul, cred că la asta se făcea referire, că orașul va fi atacat și că a murit. Merge destul de încet, ceea ce este deranjant, adică abia se mișcă și am impresia că cât are mai multă greutate în spate, cu atâta se mișcă și mai greu, dar asta este, nu avem ce face. Mergem să ducem itemele în bunker, după care ne reîntoarcem să vedem ce mai zice de tipul ăla. Ni se zice să citim nota. She's in really bad condition. It's time for me to go outside and to the grocery store nearby. Ea este într-o condiție destul de proastă. Este timpul ca eu să ies afară și să merg la grocery stores, adică ceva gen alimentară, cred că e acesta gross stores, grocery. I followed this person for several days now. The looters put out bags, but not boxes. The workhouse is still intact. Deci, a mai fost o persoană acolo, deci cine l-a omorât pe tip, este posibil ca totul să se afle în grocery stores, așa că vom lua o armă la noi. Deci se pare că magazia este încă intactă. Ar trebui să căutăm acea magazie. Can. She has to stay. Bun. Am citit biletul. Și ne zice să ne ducem să examinăm the electrical panel. Dar acum electrical panel de la noi sau electrical panel din că nu știu. Bun. Haideți să vedem prima dată aici, că toți suntem aici, ne aflăm aici. Haideți să mergem să vedem dacă este vorba de electric panel de aici sau dacă trebuie să ne ducem să vedem de grocery electric panel. Am trecut pe acolo și ok, văd că mai este ceva pe aici. Avem și pat unde să dormim,
Am scăpat să luăm o armă cu noi pentru orice eventualitate. Se pare că acolo totul s-a întâmplat o crimă. Tipul ăsta de l-am găsit noi, de i-am citit biletul. Ok, dar nu avem niciun fel de armă. Weapons, ok, aș face un cuțit dintr asta. Și ne trebuie lamă, stone, piatră, rufe murdare, super glue și cuie. Deci ne trebuie lame, nu putem nici măcar arme să ne facem. Haideți să mergem direct la grocery și vedem acolo ce se întâmplă. Destul de interesant joculețul. Chiar îmi place, chiar sunt ok. Eram curios să văd dacă mai găsim ceva pe aici, dar nu. Și noi acum trebuie să examinăm the electric panel, adică tabloul electric. Pe acela trebuie noi să-l... Acesta, the electric panel. Pe acesta trebuie noi să-l... Ok, sunt toate jos și noi cred că ar trebui să le punem pe toate în sus. Ok. Nu înțeleg. Dar mai era ceva acolo. Deci noi l-am găsit așa. Și nu înțeleg de ce. Am înțeles, uitați acolo sus pe perete cum, băi, nu vine să cred. Deci, este prima în sus, două în jos, una în sus, două în jos. Deci, bun, am să așa. Una în sus, două în jos, una în sus, două în jos. Este, am reușit. Și am făcut de electric panel. Ăsta mai avea și chestia asta asupra lui. Ok, take all. Mă, sincer să fiu, parcă nici nu aș vrea să mă găsesc cu ucigașul acela. Acolo e toată chestia. Și dacă totuși este cineva, măcar să știm și noi la ce să ne așteptăm. Ok. Păi ok, l-am examinat pe electric panel și nu se întâmplă nimic. Am găsit o cheie la electric panel. Ok. Trebuie să fugim afară. Bă, hai deodată! A început o furtună și noi trebuie să fugim afară, dar oricum am luat cheia. Sper să reușesc. Haide, cu metri ca abia te miști. Bă, zici că ai artritră. Haide, tată. Come on, move. You bastard. Bă, abia să mișcă ăsta, mă, uitați-vă la el. Ok, n-am sunat apoi la bunker. Și acum am zice din nou, am călătorit și acum am zice, dar nu, frate, mă duc să mă culc. Serios. Am pus și cheia acolo, avem quest items. Am pus-o și pe asta acolo. Mă duc să mă bag la somn și abia după aceea mă mai duc
Nu știu, adică dacă tot e măcar să dormim 8 ore. Dacă tot este normal să dormim 8 ore. Ah, hai că parcă se mișcă un pic mai de Doamne ajută, dar e foame lui Șau. E atât de foame. O, că-ți dau, ești cu foamea în glandă. Ia, bag o bucată de salam în tine. Bagă și o pâine. Și bagă și o apă. Dar nu, atât de greu îi crește lui ăsta. Adică, serios? Păi ăsta mă duce la... Bă, nu așa. Așa. Să-i mai dau o apă, nu, asta nici nu știu. Păi ăsta mă duce în faliment. Dar am sănătatea destul de șubretă. Așa. Să-i mai dau o apă. Că zice că apa e... Dar nu înțeleg de ce... Go back to the grocery stores. Hai să mergem înapoi acolo să vedem ce naiba se mai întâmplă acolo. Pentru că... Și văd că zice ceva de... Zice să examinăm cu atenție corpul de Stalker's Corpse. Dar nu știu, cred că e întuneric înăuntru magazin și asta din cauza asta merge așa încet, nu știu. Deci merge foarte, foarte încet. Și nu are... Oh! What the heck? Asta când a apărut aici, prietene, că nu era mâncat, să-și gura ta. Ok. Open the door. Da. Păi ai zis tu să iau și cheia, prietene. Trebuie să mă duc înapoi să iau cheia. Dar asta nu era aici, asta spânzurată. Bă, nu-mi vine să cred că am găsit-o pe asta spânzurată acolo. Wow. Dar măcar avem radio. Acum am găsit radio asupra ea, asupra ei și ne putem duce să lăsăm la noi și să ne întoarcem înapoi cu cheia. Deci trebuie să mă întorc înapoi neapărat cu cheia. Acum, dacă tot am ajuns până în faza asta și dacă tot mă duc înapoi, o să încerc să fac și o armă. Asta este... Nu am știut că despre asta e vorba. Așa că dacă ați rezistat până aici, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like, pentru că tare, tare, tare mult bine mi-ar face să văd și eu niște leicane de la voi. Așa că, haide, fiți oameni de treabă și de cuvânt și dați-mi și voi un like acolo pentru că nu vă costă absolut nimic. Mă, parcă la noi în bunker tipul ăsta merge un pic mai bine. O să luăm cheia așa cum am văzut acolo că ne cere și totuși am să încerc să-mi fac un weapons, dar nu am lamă și mă deranjează chestia asta și mă enervează, deci îmi trebuie lame și nu am. Și nu mă refer la niște animale lame, mă refer la lama de bărberit. Bun, am văzut, ne costă cam 20 de puncte de energie ca să ajungem până la Grocery Stores. Cred că asta o să fie ultima misiune, după care îl mai băgăm la somn și revenim cu un alt episod dacă vă place și vouă.
Dar eu sper să vă placă, sper să apăsați butonașul ăla de like, că nu vă costă nimic. Iar dacă tot apăsați butonașul de like, faceți și voi pomana până la capăt și dați și voi un share. Ajungem imediat la ușă. Ok. Avem cheia la noi, deschidem ușa. Cred că nu se potrivea cheia. Ok. Ok, am găsit aici. Deci asta este... Bă, uite ce am găsit aici. Asta cred că e conserve de pește. Din câte crede ușoară. Asta e. Cred că pot să mănânc una din asta. Și am băgat gherțoiul de mine, a băgat una din aia, ok. Și cred că putem să dăm și o pastilă, dar nu ne crește viața de nicio culoare, mă. Am sperat că dacă iau o pastilă din aia, va crește viața, dar nu, adică, stăm destul de prost cu viața. Așa, haide să mai băgăm o sticlă de apă, că, bă, nu delete, bă, nu, ok. Dar nu mă lasă, deci nu mă lasă jocul să bag apă. Poate dacă aș găsi niște... Ok, dar aș vrea să bag un suc. Ok, ia să bag eu un din asta de energie să văd dacă se întâmplă ceva. L-am pus înapoi. Avem cuie, avem pâine. Deci asta este magazia de care ni s-a tot vorbit. Dar faza este că dacă eu acum plec, oare pot să închid ușa sau... Poate să vină altcineva în urma mea să fure de aici. Și uite ce am găsit aici jos. O altă sticlă de apă. Bun, bun, bun. Deci eu acum nu mai pot face nimic să mai închid ușa. Ideea este că dacă eu plec, oare nu vine și altcineva în lipsa mea să golească magazia? Ar fi fost normal și corect să mă lase să... Să mă lase să închid ușa, pentru că doar eu aveam cheia și atunci lucrurile ar fi fost ok, dar se pare că nu se vrea. Și așa că vom merge la noi acolo să vedem despre ce este vorba. Faza este că am găsit destul de multe iteme acolo. Și acesta este un loc tare bun. Sunt foarte, foarte multe iteme, ceea ce este bine. Cred că am să-l golesc pe tot. Pentru că dacă nu o fac, mă gândesc că se va ocupa altcineva. O să de aici și ziceți put the radio on. Îi dăm use. Și să mă duc la culcare. Eu o să-l pun la culcare și cam ăsta a fost episodul de Nuclear Day. Eu vă mulțumesc dacă ați stat până aici, vă rog frumos, vă rog din suflet, apăsați și voi butonul de like și ne auzim data viitoare.